O echipă de medici asistenței de urgență botanică a fost amenințată cu pistolul de un pacient din capitală care a chemat ambulanța pentru că a acuzat dureri de inimă. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, iar poliția investigează cazul. Urmează detalii și alte știri pe scurt. Șoferul unui autocamion și alt șofer care conduceau camionetă au fost surprinși pe strada Lunca Băgului din capitală, în timp ce nu cedează petrecerea de pietoni. Imaginile au fost publicate de un alt conducător auto pe rețelele de socializare. Șoferul autocamionului de pe banda din mijloc a frânat brusc la vederea pietonului, dar nu a reușit să oprească la trecere. Din fericire, a oprit pietonul înainte de a ajunge în fața vehiculului și astfel a evitat un accident tragic. Șoferul camionetei de pe a treia bandă a mers însă cu viteză. Trei mine antitank din perioada celui de-al doilea război mondial au fost găsite marți în apropierea zonei de frontieră. Acestea au fost descoperite de către localnici care au anunțat sectorul poliției de frontieră Sculeni. Ulterior, la fața locului s-a îndreptat un echipaj al poliției de frontieră și au prevenit o situație de accident. Instituția a precizat că până la sosirea geniștilor, polițiștii de frontieră au asigurat paza explozibilului. O echipă de medici de pe ambulanță a fost agresată de către un individ la locul acordării asistenței medicale. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, bărbatul se afla într-un apartament la o petrecere și manifesta dureri acute de inimă. Ambulanța a sosit în 10 minute, depistând bărbatul în stradă la scara blocului. Ulterior, pacientul a fost urcat în ambulanță pentru acordarea ajutorului medical. În timpul examinării, individul a scos o armă și a amenințat cu moartea membrii echipei de urgență. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. A fost solicitată intervenția poliției. Oamenii legii urmează să stabilească circumstanțele incidentului.